M-ați invitat, dragi colegi, dragi elevi, se aude ce spun? Bine ați venit la această activitate metodică pe sector, la nivel de sector, organizată de Catedra de Limba și Literatura Română a Colegiului Economic Virgil Magiaru. Ne bucurăm că sunteți într-un număr atât de mare alături de noi. Această activitate metodică va consta într-o dublă lansare de carte, organizată atât de Catedra noastră, cât și de Clubul de Lectură Cartea de Nisip. Să spunem întâi câteva cuvinte despre acest club de lectură, ca să oferim și un exemplu de bună practică. A fost inițiat în anul școlar trecut, deoarece copiii își doreau foarte mult să intre în contact și cu scriitorii contemporani, să vadă că aceștia există, că sunt pe lângă noi, printre noi, în carne și oase, nu sunt doar niște fotografii încremenite în paginile manualelor. Și-am organizat următoarele activități. Lansare de carte, deci am început cu o lansare de carte tot a doamnei Elena Mitru. Am discutat aproape lunar despre diferite opere literare pe care le-am ales de comun acord. Am avut întâlniri de asemenea cu scriitoarea Doina Ruști, cu scriitorul și arheologul Cătălin Pavel, pe care îl cunoașteți poate și din paginile revistei Dilema. De asemenea, am organizat mai multe activități cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei. Am colaborat cu Muzeul Național al Literaturii Române, mai precis cu domnul cercetător Luigi Bambura. A fost o întâlnire memorabilă pentru copii, din câte ne-au povestit. Astăzi o să continuăm ciclul acestor activități. Ne dorim ca acest curs de lectură să aibă o viață îndelungată. Și, desigur, suntem deschiși tuturor colaborărilor cu colegii noștri din sector și din municipiu. Ne dorim să facem cât mai multe astfel de activități, pentru că, după cum vedeți, sunt foarte, foarte mulți doritori. Copiii vor să vadă, vor să intre în contact direct cu scriitorii și cu oamenii de cultură în general. Astăzi are loc această dublă lansare de carte. Pentru cei care nu o cunosc, știu că sunt în sală copii care au fost și anul trecut la lansare, dar avem mulți invitați de seamă care nu o cunosc pe doamna Elena Mitru. Este o scriitoare română-americană care a trăit o parte a vieții aici, în România, și o parte în alte țări, iar acum în Statele Unite. Dar dorul de casă a împins-o să scrie în limba română. Înțeleg că acum este în diverse colaborări, duce diverse tratative pentru a-și traduce cărțile și în limbile engleză și franceză, ceea ce, desigur, ne bucură. Avem aici un volum de proză, îi spunem bun venit și doamnei inspector, Mihaela Cârsteană, că ați venit, un volum de proză care se numește Bagheta Roșie, și un volum de poezie care se numește Pasărea Albă. Aș dori să îi rog să vorbească despre acest volum într-o ordine aleatorie, îmi cer scuze. Am prezentat-o deja pe doamna inspector Mihaela Cârstea, pe doamna Raluca Tudor, directoarea editurii la care au fost publicate aceste cărți, editura Rowex Coms, și pe domnul Florentin Popescu, scriitor contemporan. Începem.